Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ieri rușii au oprit nițel livrările de gaze către Europa. Au, mă rog, una din conducte, o conductă mare, Yamal, prin care livrează înspre Polonia și Germania încolo. Și nu s-au dat explicații, adică de ce s-a întâmplat, ce au întors gazul. A fost un moment ăsta foarte interesant. De altfel, Rusia a tot amenințat cu întreruperea aprovizionării cu gaze către Germania, după ce, sigur, rușii au invadat Ucraina și Rusia a fost supusă sancțiunilor internaționale. Altfel, prețul gazelor naturale a început să scadă recent, pentru că în sfârșit vine primăvara. În vestul Europei vremea e mai blândă. Undeva vine primăvara. Da, scade consumul. La noi încă iarnă. Uniunea Europeană și-a anunțat intenția de a reduce semnificativ și rapid dependența de gazul rusesc. Acum, e mai ușor de zis decât de făcut, mai ales că proporția importurilor de gaze din Rusia e foarte mare și mai mult a tot crescut în ultimii 10 ani. Adică în 2010, de pildă, Europa importa cam 35% din necesarul de gaze naturale din Rusia. Mai luau din câmpurile deținute de britanici, care, din păcate, au început să scadă producția, mai luau din niște câmpuri ținute de olandezi, care și reduc producția. Deci, asta era, cu 10 ani asta se întâmpla, în 2010, de fapt 12 ani, anul trecut această proporție urcase la 45%. Deci importam, Uniunea Europeană, Europa importa și mai mult. Noi, în România, suntem într-o situație oarecum mai bună, că importul de gaze rusești la noi e cam 25% din consum, mă rog, variază-i pe acolo, dar tot e o proporție semnificativă. Și, cum spuneam, Uniunea Europeană și-a anunțat intenția de a reduce cu 2/3 dependența de gazul rusesc, atenție, până la sfârșitul anului. Mai sunt... Câte luni mai sunt, Luca, până la sfârșitul anului? Până la sfârșitul anului mai sunt 9 luni. Da. Este un obiectiv foarte ambițios. L-am sunat pe redactorul șef de la publicația economica.net, Mihai Nicuț. Bună dimineața! Bună dimineața! E realizabil acest plan european de reducere masivă, 2/3 a dependenței de gazul rusesc? Ce se poate face? Uite, înainte să-ți răspund la asta, îți dau o știre pentru ascultătorii tăi. S-a ieftinit benzina astăzi cu 5 bani pe litru. În sfârșit s-a întâmplat și minune. Știu, am alimentat, m-am bucurat foarte mult că e doar cu 2 lei mai scumpă decât ultima dată când m-am alimentat. Da, dar e bine, bun, că s-a ieftinit cu 5 bani. Da. Trend de descădere. Bun, revenind la întrebarea ta. Comisia Europeană, în fața agresiunii ruse, a zis că trebuie să începem să-i mai dăm bani lui Putin ca să ducă războaie cu ei. A anunțat un plan mai ambițios, se numește Repowering EU, prin care ei au zis că până la sfârșitul deceniului, și după aia chiar au dat în jos acest termen și au zis 2027, Europa să nu mai conteze deloc pe gaze rusești. Dacă mă întreb pe mine, este destul de puțin realizabil și este foarte ambițios. Și pe acest drum se poate, sau la acest orizont, se poate ajunge doar dacă se iau anumite măsuri de acum. România își poate atinge obiectivul de a nu mai avea gaze rusești, cel mai probabil se poate chiar iarna viitoare, dacă începe prima exploatare din Marea Neagră și dacă bulgarii își leagă în sfârșit, după 15 ani de zile, rețeaua cu a grecilor și putem importa gaz din Azerbaidjan. Deci la noi se poate rezolva. Însă mi-e teamă că țări cu importuri de aproape 100%, cum ar fi Austria sau Ungaria sau țări din centrul continentului, cu cât mergem spre vest, cu atât dependența scade. Englezii nu depind, de exemplu, de gaze la ruși. Mi-e teamă că acolo este destul de puțin realizabil și o să vă spun și de ce. O parte din gazul rusesc care vine pe conductă, da, într-adevăr, Europa a importat anul trecut 187 de miliarde de metri cubi de la Gazprom și a consumat 400 cu totul. Deci o parte din gazul de pe conductă ar trebui cumva schimbat cu importul de gaz lichefiat și cu gaze prin conductă din alte părți. Este adevărat, este o soluție, dar terminalele de gaze chefiat sunt în general în sudul continentului și în sud-vestul continentului. Nemții abia acum încep și ei să-și pună problema să facă două. Deci există limite. Adică nemții nu pot importa gaz lichefiat american, de exemplu, pentru că pur și simplu nu au unde să-l depoziteze, nu au cum să-l ia. Nu au terminale, nu au terminal de import de gaz lichefiat, gazul trebuie depozitat, apoi regazificat și transmis în sistemul de transport. Nemții se bazează în continuare foarte mult pe conductele de la ruși. Una e pe sub Marea Baltică, făcută special pentru ei, Nord Stream, și trebuia să fie și a doua.
Dar totuși există un plan accentuat de, haideți să spunem, de electrificare accentuată a consumului. Și anume să elimini, pe lângă gazul pe care îl poți aduce din altă sursă, să elimini cât poți de mult gazul din mixul energetic. Și asta se face prin electrificare. Tot mai multe mașini electrice, tot mai multe pompe de căldură care să suplinească gazul și să folosească energie electrică, tot mai multe energie din surse regenerabile și pentru transporturi utilizarea hidrogenului. Bun. Mă scuz, dacă se poate obținut din surse vechi prin electroliză. Bun, asta este pentru consum casnic, să zicem, și aici e dificil, adică nu știu cum o să schimbe oamenii centralele pe gaz, o să fie un efort foarte mare. Dar ce te faci cu industriile mari consumatoare de gaz, care industria chimică, de exemplu? Asta voiam să spun că există, aici există provocarea la consumul industrial. Există totuși o șansă ca procesele industriale care depind de gaz să continuă să funcționeze cu gaz și la, și la acel orizont de 2027-2030, pentru că nu putem omori industria doar că gazul vine în majoritate de la ruși, dar să fie din acele alte surse, iar gazul care nu mai este folosit în încălzire, de exemplu, sau în producția de energie electrică, să fie folosit pentru procesele industriale din, să zicem, nu știu, combinate chimice, fabrici de îngrășăminte sau de medicamente. Este, din punctul meu de vedere, 2027, ca să fie zero moleculă rusească în Europa, este puțin probabil, dar este bine că există un plan articulat pe această temă și să vedem. Eu mă aștept să fie și niște miliarde alocate suplimentar de la Bruxelles pentru diverse lucruri care să ne scadă dependența. Uite, ca să dau un exemplu, da. Comisia Europeană estimează să se pună cam 10 milioane de pompe de căldură pe an. Aceste, dacă se pun 10 milioane de pompe de căldură pe an, se substituie cam 10 miliarde de metri cub de gaz pe an din consumul continentului. România consumă cam 11-12. Asta ca să ție... ca să-ți faci o idee. Mihai Nicuț, că vorbeai de electrificare mai devreme. Acum vreau să întreb ce se întâmplă cu centrala nucleară de la Cernavod. Adică acolo erau prevăzute încă de pe vremea lui Ceaușescu 5 unități, două funcționează deja de ceva timp, alte două sunt încă în plan, la a cincea cred că s-a renunțat, dar ce se întâmplă acolo? Da, sunt cele 5 unități concepute în anii 1980, două sunt gata, sunt funcționale, una este din 1996 și cea de-a doua din 2007, a cincea a fost dezafectată, este mai mult un depozit, iar la 3 și 4, după bușbreal așa de vreo 15-20 de ani de zile, în care, bă, o facem cu occidentali, bă, am avut niște, hai să spunem, negocieri exclusive cu o companie chineză mare, nucleară de stat, acum 2 ani, în 2020, s-a semnat un memorandum de înțelegere cu guvernul SUA și cu companii occidentale, prin care reactoarele 3 și 4 vor fi construite cu aceeași tehnologie CANDU, dar vor fi operaționale la nivelul anilor 2030-2031. Există și un contract deja semnat de inginerie cu Lavalin, fosta AECL cu care s-au construit primele două reactoare, deci lucrurile avansează, dar... Da, mai devreme de 10 ani, nu... Exact. Programele nucleare nu sunt nici ieftine și sunt destul de cronofage, adică spre deosebire de o centrală pe gaz, din păcate nu vreau să mai avem gaz, care ar fi gata din momentul deciziei până la primul foc, undeva la 2 ani de zile. Centrală nucleară de la momentul proiectării, gândirii, vrem să facem un reactor, până când el produce energie electrică, trec 10-15 ani. Ca o curiozitate, acum câteva zile Finlanda și-a pus primul reactor nou nuclear în funcțiune după 40 de ani. Este primul reactor nou din Europa după 15 ani de zile. Dar pe lângă Cernavod mai există acea soluție, că am mai semnat un memorandum tot cu prietenii noștri de peste ocean, și anume acele reactoare mici modulare folosite în prezent ca tehnologie militară, propulsie pentru submarine, portavioane și ce mai vrei tu, care să fie folosite în mediul civil. Este un parteneriat semnat. Evident, acelea încă nu sunt agreate, nu au niciun aviz de funcționare încă pentru producția de energie electrică în scopuri civile, dar și guvernul României și compania noastră nucleară electrică speră să fie certificate, și mai ales la nivelul guvernului există
o speranță cum că în 2028, când, atenție, primul reactor de la Cernavodă se va retrage pentru, haideți să spunem, refurbișare, să mai funcționeze încă 30 de ani de zile, că și-a expirat, și-a i-a trecut durata de viață, deci să apară o astfel de centrală mică cu reactoare mici modulare, undeva la 400 de megawați în România în 2028. Să vedem dacă, într-adevăr, termenele vor fi respectate. Mulțumesc foarte mult, Mihai Nicuț, de la economica.net. Am auzit și eu de aceste reactoare mici modulare. Cred că aș putea să iau și astea mici de pivniță. Mici de grădină, nu? Da, mici de grădină, pe lângă pitici aș pune și eu două, trei reactoare de astea să... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.